Care este bilanțul pieței de office în anul 2017 și care sunt perspectivele pentru anul următor? 2017, dacă e să-l comparăm cu 2016, a fost, din punct de vedere al cererii, nu am înregistrat o discrepanță majoră. Cererea a fost în jur de, până în octombrie anul acesta, în jur de 250.000 de metri pătrați. Dar vedem, remarcăm o diferență frapantă între metri pătrați livrați comparativ cu anul trecut, când au fost în jur de 300.000 de metri pătrați livrați în piață. Anul acesta avem doar 75.000 de metri pătrați, ceea ce a dus la o scădere a gradului de neocupare la 8%. Cele mai importante zone care se dezvoltă în acest moment sunt zonele centrale și de vest. În vest avem câteva proiecte importante care se vor livra anul următor. Aici aș vrea să menționez Orchidea Towers, The Bridge faza a doua, Business Gardens, Architect Park, iar pe zona centrală avem UniReview, Day Tower și The Mark. De asemenea, Nord Global World va finaliza faza a doua a proiectului Global World Campus. În 2019 observăm o consolidare și o creștere a efervescenței pe zona expoziției, unde vom avea câteva proiecte importante, primele care vor fi livrate după 2008-2009, când am avut proiectul Citygate.